Te salut, drag ascultător, la un nou episod din podcastul Despre Orice, episodul 3. Și astăzi discutăm despre Emil Cioran pe o ploaie bacoviană. Afară plouă bacovian. Și ce ar merge oare pe o astfel de vreme decât Emil Cioran, nu? O terapie prin Emil Cioran. Și vorbim despre neajunsul de a te fi născut. O fi un neajuns, oare? Da, pentru cineva care a avut insomnii crunte, care a trăit sau care și-a trăit viața într-un mod alert, mai ales pe modul de gândire, dacă facem o paralelă cu o mașină. Cioran a trăit gândind foarte mult. Și putem să spunem despre Cioran că a simțit cu adevărat neajunsul de a se fi născut. Părerile sunt împărțite. Unele voci spun că Cioran era o fire foarte veselă, foarte glumeață. Da, și e paradoxal, pentru că noi avem imaginea unui Cioran mereu trist, ca o statuie, statuar, care vorbea foarte des despre sinucidere. Dar așa cum spune și Dance Mihăilescu, Cioran vorbea despre sinucidere mai mult ca un mod terapeutic de a nu se sinucide efectiv. Cum spune tot Cioran, dacă nu scriam, întrăgeam un glonț în cap. Deci scrisul pentru Cioran era un mod de terapie anti-sinucidere. Atunci când dormi noaptea este crunt, cred eu, nu știu, am simțit câteva nopți nedormite, dar nu e plăcut deloc. Deci să ai zeci, sute de nopți nedormite, am înțeles că începând cu 20 de ani, cu 18-20 de ani, Cioran a fost lovit de această cruntă boală, insomnia. Și am zis să scot câteva idei din cartea lui Emil Cioran despre neajunsul de a te fi născut, să le comentăm sau să încerc să le comentez cât am eu știința, dar aș vrea cât mai puțin să mă aplec spre a comenta, pentru că ce pot să comentez la scrierea lui Cioran, serios. Ce aș putea eu să comentez la scrierea lui Cioran? Adevărata legătură dintre ființe nu se stabilește decât prin prezența mută, prin aparenta necomunicare, prin schimbul misterios și fără cuvinte care seamănă cu rugăciunea interioară. Cu asta am deschid eu acest podcast. Cu asta se deschid însemnările mele din cartea lui Cioran, pentru că am învățat să scot pe hârtie ceea ce mi-a plăcut, ceea ce aș vrea să rămână scris chiar de mine, din autorii mei preferați. Pe măsură ce anii trec, descrește numărul celor cu care ne putem înțelege. Când nu vom mai avea pe nimeni căruia să ne adresăm,
Vom fi, în sfârșit, așa cum eram înainte de a ieșua într-un nume. Numele fiecăruia, nu? Că mai vedem pe uși. Doctor, docent, Georgel Vasilică. Întotdeauna m-au distrat, nu știu, lauda asta pusă pe ușa de la intrare, ca oamenii să știe cu cine au de-a face. Numele. Asta este numele, până la urmă. Fiecare se crede un Iov nerecunoscut. Fantastică frază. E greu să fii judecat de cineva care nu a suferit ca tine. Fiecare suferință, zic eu, e personală cumva. E doar suferința ta. N-ai cum să te pui în pijamalele celui care suferă. Mi se pare foarte, nu știu, artificial sau artificială compasiunea asta. Știu ce simți. Nu știi ce simți. Ce simt. N-ai cum să știi. N-ai cum. Unii au parte de nenorociri, alții de obsesii. Care sunt mai de plâns? Mă gândesc la prieteni, la prietenii care nu mai sunt și compătimesc. Cu toate acestea, ei nu sunt chiar atât de plâns, căci au rezolvat toate problemele, începând cu cea a morții. Cioran are, nu știu, dacă citești scrierile, are un umor englezesc, un umor negru. Foarte, foarte tare. Deci omul, chiar dacă vorbește de sinucidere, o face cu atât de mult umor, încât practic nu-ți mai vine să te sinucizi. Practic devine o terapie prin simpla citire a lui Cioran. După miezul nopții începe beția adevărurilor vătămătoare. Adevărata înțelepciune nu e, în fond, decât un veșnic după ce mă gândesc, adică non-acțiunea ca prin gest. La unii, totul, absolut totul, ține de fiziologie. Trupul le e gândirea și gândirea le e trupul. Mai ales astăzi, în secolul frumuseții, în secolul fitness-ului, unde trupul trebuie să aibă primul rang, da, se pliază foarte bine ideea lui Cioran. Trupul a ajuns să fie un idol, din păcate. Iar gândirea cât mai liberă posibil de preconcepții și concepții, a devenit tot mai puțin accesibilă. Pentru că ne construim niște constructuri mentale care, din păcate, ne țin blocați în gândire, vorba lui Liceanu. Blocați în proiect. Și atunci, fiind blocați în proiect, cu greu putem ieși la un mal sau pe o insulă din care să putem vedea adevărul cu mult mai lezne. Suntem înconjurați, din păcate, de aceste concepții oferite de viață. Suntem născuți cu ele, trăim cu ele și cei mai mulți mor cu ele. Să privești fără să înțelegi, ăsta e paradisul. Infernul ar fi deci locul în care înțelegi, în care înțelegi prea mult. Există nopți pe care nici cei mai inventivi torționari n-ar fi reușit să le imagineze. Că vorbeam de insomniile lui, nu? Ele devin niște torturi. Nopțile devin adevărate torturi. E inutil să-ți iei zilele, pentru că totdeauna o faci
prea târziu. Vorbeam de umorul lui Cioran. Fenomenal umorul. Orice dorință învinsă te face puternic. Și un mic dialog foarte simpatic. Ce faceți de dimineața până seara? Mă suport, răspunde Cioran. Mă suport. Cât de frumos să te suporți. Să fii obiectiv înseamnă să-l tratezi pe celălalt exact ca pe un cioclu. Dacă ar fi cu putință să ne privim cu ochii celorlalți, am dispărea pe loc. Florile au apărut înaintea omului, iar sosirea lui le-a cufundat pe toate într-o stupefacție din care nu și-au revenit încă. Cioran avea ceva cu omul, nu prea îl suporta, sau, mă rog, nu omul, ci ceea ce vedea la om, la omul nou, omul parizian, omul care își iubește mai mult trupul. Câte vreme omul depindea de Dumnezeu, progresa lent. De când trăiește în umbra nimănui, se grăbește și asta îl întristează și ar da orice pentru vechea cadență. Nu judeca pe nimeni înainte de a te pune în locul lui. Proverb care, zice Cioran, face imposibilă proverb care face imposibilă orice apreciere. Pentru că judeci pe cineva tocmai fiindcă nu te poți pune în locul lui. Și o inscripție pe frontonul cimitirelor pe care ar vedea-o Cioran ar fi așa. Nimic nu e tragic, totul e ireal. Nu creezi o operă, continuă Cioran, fără să te legi de ea, să-i devii sclav. Să scrii reprezintă acțiunea cea mai puțin ascetică din câte există. Moartea reprezintă ceea ce a găsit natura mai bun ca să mulțumească pe toată lumea. Ce poate fi mai frumos? Deci ce poate fi mai frumos? Moartea reprezintă ceea ce a găsit natura mai bun ca să mulțumească pe toată lumea. Toată lumea va merge în același loc sau va avea aceeași soartă până nu se va întâmpla ceea ce zice Harari. Să devină nebunia schimbărilor bio. Bioetica și tot ce înseamnă, tot ceea ce se învârte în jurul acestui bio. Și atunci, în momentul ăla, se va schimba paradigma, dar până acolo mai e cale lungă, zic eu, sau? Forța distrugătoare a conversației. Se înțelege de ce și meditația și acțiunea cer liniște. Să te consumi în conversații ar fi ca un epileptic în crizele lui. Pentru a învinge spaima sau o neliniște persistentă, nu există nimic mai potrivit decât să-ți imaginezi propria înmormântare. Nu? De câte ori facem acest exercițiu? Acest exercițiu al omului care într-o zi va dispărea, va deveni oale și ulcele. Avem oare, nu știu, avem capacitatea de a ne imagina că într-o zi, dar sincer și serios, și fără să intri în obsesie sau în depresie, că asta e partea proastă a omului astăzi, când se gândește la chestiuni care sunt fundamentale, cum ar fi moartea, intră în depresie, pentru că pentru el, pentru acel om prea legat de trup, moartea devine o obsesie. Moartea nu este o obsesie, moartea
și asta o știm sigur, siguri, e cel mai sigur lucru. Da? Moartea e cel mai sigur lucru din lumea asta. Știi sigur că te-ai născut pentru a muri. Obsesiile sunt demonii unei lumi lipsite de credință. Occidentul, o putreziciune care miroase frumos, un cadavru înmiresmat. Cu timpul, toleranța generează mai multe inconveniente decât intoleranța. Toate evenimentele mari au fost declanșate de nebuni, de nebuni mediocri. Dacă fiecare ar fi înțeles, istoria ar fi încetat de multă vreme. Numai că suntem biologic inapți să înțelegem. Că tot vorbeam de neînțelegere, în 1441, la Conciliul de la Florența, s-a declarat că păgânii, evrei, eretici și așa mai departe, nu vor avea parte de viața veșnică. Superb, nu? Deci biserica știa unde merge fiecare. Și acum un upercut a la Cioran, o frază care poate pentru mulți, pentru multe femei, ar suna extrem, extrem de nociv. Gravida, două puncte, purtătoare de viitor cadavru. Mai se poate comenta? Nu. O las așa pentru că asta trebuie lăsat așa. Nu ai ce să mai completezi, nu ai ce să mai, nu știu, să mai vii cu adăugiri. O las așa pentru că ea trebuie să rămână așa. Când începi să vrei, intri sub jurisdicția diavolului. Ca vitele să înainteze la bator, sunt lovite la picioare. Așa face și timpul cu noi. Vorbind, oamenii se înșală singuri, așa cum îi înșală și pe alții. Își fac planuri, deși nu sunt stăpâni pe ele. E un privilegiu să trăiești în dezacord cu epoca ta. Iar Cioran a făcut-o din plin. A fost într-un total dezacord cu epoca lui. A scuipat-o ori de câte ori a avut ocazia. Și pe bune. Ți-ai dori uneori să fii canibal. Nu neapărat de a-l mânca pe cutare, ci mai degrabă de a-l vomita. Cum sună asta? Ți-ai dori uneori să fii canibal, nu neapărat de a-l mânca pe cutare, ci mai degrabă de a-l vomita. Incredibil, incredibile cuvinte. Amestec de automatism și capriciu, omul e un robot defect, un robot stricat. Clipa e aici, îmi aparține. Dar e deja departe. Două puncte, să fabrici trecut de dimineața și până seara. Am fost deposedați de tot, chiar și de pustiu. Cei săraci, prin faptul că se gândesc la bani, ajung să piardă avantajele spirituale non-posesiei și să decadă la fel de mult ca și cei bogați. Foarte profund. Pentru că există obsesia, sau, mă rog, nu neapărat obsesia, ci complexul de inferioritate. Ăla are mai mult ca mine, eu am mai puțin ca ăla. De ce? Și vin întrebările. Și vin frustrările și vin enervările și faci tot posibilul să ai ca ălaland. Și nu o să ai niciodată ca ălaland, pentru că fiecare om are la rândul lui ceea ce merită. Unul are bani, dar nu are liniște. Unul are liniște, dar nu are bani și tot așa. Niciodată nu vei avea ca celălalt. Vei avea ca tine. Dar, știi cum e.
Nu toți înțeleg treaba asta. Omul e victima dorinței doar atunci când nu vede lucrurile așa cum sunt. Pustiul nu înseamnă o viață nouă, ci moartea trecutului, a evadat din propria-ți istorie. Bun, și cu această frază se termină însemnările despre neajunsul de a te fi născut. Cartea asta, bineînțeles, trebuie aprofundată, trebuie citită și poate pentru alții relevante vor fi alte cuvinte din această scriere. Pentru alte persoane, altă carte poate însemna altceva sau nu poate însemna nimic. Sau Cioran nu poate însemna nimic și poate însemna, nu știu, Heidegger, de exemplu. E bine să fim, să nu fim idolatri, să nu devenim, nu neapărat idolatri, să nu devenim, odată da, e și bine asta, să nu devenim idolatri, dar nici să nu dăm cu ciocanul în capul celui de lângă noi, pentru că nu a înțeles ceea ce înțelegem noi, ceea ce vrem noi să înțelegem și ce ne place nouă de altfel să înțelegem. Pentru că, din păcate, am ajuns o societate care nu mai lasă celuilalt dreptul de a alege. Să aleagă singur. Acum cumva ți se impune, nu pe față, evident. Dar cumva ți se impune să alegi ceea ce vrea societatea, ceea ce vrea cel puternic, ceea ce vrea o dogmă, ceea ce vrea o lege. Și ajungem în situația în care noi nu mai suntem oameni, ci doar niște roboți, niște indivizi care execută, niște executanți. Nu cred că e o noutate, cred că treaba asta e de când lumea și pământul. Omul a fost doar un executant lăsat fără dreptul de a alege. Atunci când omul a ales doar în virtutea unor chestii foarte subiective. Foarte subiective și foarte nu neapărat reale. Doar pe baza unor emoții, doar pe baza unor chestii care gâdilă afectele. Sau ți se dă doar iluzia unei alegeri. Ești doar iluzionat de către sistem că tu, omule, poți alege. Sau tu, omule, ai ales. Din păcate, de cele mai multe ori, omul nu alege. Nu are capacitatea, nu îi se dă voie, nu îi se permite. Iar dacă îi se permite, omul este obstrucționat de propriile lui paradigme, de propriile lui prejudecăți, de propria lui conștiență blocată în sistem. Pentru că am fost văduviți de critică, de autocritică, de această filozofie a criticii. Să poți să pui sub semnul întrebării chestiuni care par a fi bătute în cuie. Și istoria ne-a dovedit și viața ne-a dovedit că multe chestiuni care păreau bătute în cuie s-au dovedit a nu fi bătute în cuie.
După ce unii au pus sub semnul întrebării. Dacă ne referim doar la Martin Luther, cu reforma. Acel om a știut că ceva nu este în regulă. A știut că ceva nu este în regulă și atunci el a marjat pe ideea asta, știind că ceva nu este în regulă. Și au foarte multe chestiuni care nu erau în regulă. Dar foarte mulți oameni aveau impresia că totul este în regulă. Sau nici măcar nu își puneau problema, sau dacă își puneau problema, era undeva ascuns rapid de frică. Frica poate opri dezvoltarea unui om în principal, că vorbim la modul personal. E, Cioran, prin citirea lui Cioran, te poate scoate puțin din această paradigmă a băltirii în gândire. Te scoate cumva, te extrage. Te extrage din confortul tău mental. Îți arată viața într-un mod funebru pe alocuri, dar al naibii de real. Dar al naibii de real. Și de asta vă invit cu drag să citiți, să-l citiți pe Cioran, să-i citiți operele, să-l înțelegeți, chiar dacă poate pentru o primă citire devine greoi, devine nemasticabil, neplăcut stomacului. Dar insistați și o să vedeți că ceea ce scrie Cioran e aplicabil în viață, e foarte real. Dar trebuie să fim sinceri. Citirea lui Cioran are nevoie de sinceritate sau sinceritatea cu noi înșine. Are nevoie în organul cu care se citește Cioran nu e ochiul, ci sinceritatea. În drum să citiți, să gândiți și să fiți sinceri, mai ales cu voi înșine. Cu voi înșivă. Bun. Cam asta a fost. Vă doresc tot bine din lume. Și dacă v-a plăcut, să dați un like, un share, să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Și cam asta este. Vă salut și să ne vedem cu bine la un nou episod.